Am venit până la Ploiești pentru a face câteva cumpărături pentru Mira, are nevoie de una alta pentru la școală și mă strâm la voi că bate soarele foarte tare. Și am zis să începem cu Jumbo, pentru că noi la Cluj nu avem Jumbo, așa că acum ajungem foarte rar. Și am zis să ne uităm, să luăm una alta. Pe partea de rechizite nu o să aibă nevoie de multe, pentru că în principiu caiete primește de la școală. Penarul trebuie să îl completăm și cam aia e. Iar apoi la mall mergem pentru încălțări, a făcut Mira toată lista. Hai să intrăm mai întâi la Auchan ca să scăpăm cu ce avem de luat pentru casă, apă și cafea. Și apoi luăm așa toate magazinele la rând. Astăzi chiar e o zi de shopping. Și gata, ne-am întors acasă, nu ne-am mai auzit din magazine pentru că era nebunie și agitație. Mira e fericită pentru că și-a luat un nou jurnal și eu sunt destul de supărată că n-am găsit tot ce aveam pe listă. Am luat câteva lucruri, dar n-am găsit pantofi, n-am găsit fuste gri, n-am găsit mai nimic. Faza e că eu văzusem niște colecții online, colecții back to school și, din păcate, nu erau și magazine. Eu voiam ca Mira să le probeze înainte de a le lua sau cel puțin să le pun așa pe lângă ea, pentru că e foarte între mărimi și mi-e destul de greu să îi comand. A probat niște balerini, am văzut care e mărimea ei la balerini și acum comandăm și aia e, ce n-o să-i vină, returnăm și măcar să comand în seara asta, că mie că o să rămânem fără. Îi găsisem un sarafan foarte drăguț, gri, pentru că ea are nevoie de fustă gri, pantalon gri, sarafan gri și sarafanul ăsta e la H&M, doar că online nu prea mai au mărimi. Au 116, dar Mira e undeva între 116 și 122 și mie să nu-i fie prea scurt. Dar cred că o să-l comand și vedem la fața locului. Și hai să facem un mini haul pentru că am cumpărat câteva. Începem cu... Jumbiță! Cu Jumbiță! Am luat de la Jumbo câteva caiete, câteva mărunțișuri, știți caietul cum se întâmplă. Caietul mami de japoneză. Ăsta este caietul meu de japoneză. Papi a promis că o să facă cu noi măcar o oră pe săptămână. Și are și Mira un caiet. Jumătate de mate, jumătate de japoneză, că iubesc mateul și nu vreau să nu am un caiet de mate. Acasă. Da, acasă, nu facem la mate și acasă. Dar putem făcut... să mai cumpărăm încă un caiet, de ce să faci jumătate da, și jumătate? Da, dar eu am făcut garderobă de culori, deci asta o să fie garderoba, culorile astea împreună. Are o paletă de culori, ca să înțelegeți, și toate lucrurile pe care le-a cumpărat, le-a luat în această paletă. Nu? Adică în aceeași culoare, toate în același exact. Set. Înțelegeți, nu? Ce vrea Mira să spună aici. Și îmi place de ea că s-a uitat la mesaj, a citit toate mesajele de pe toate caietele și hai să-l iau pe ăsta cu ce scrie aici. Believe in yourself. Believe in yourself. Mi-am mai luat... Pentru organizare, pentru birou, pentru acasă, să-și țină creioane și alte nebunii. Și tot din garderobă, vedeți? Da, aceleași nuanțe, vedeți că le asortează pe toate. A, e pentru papi. Asta e ca un fel de pălărie pentru mâncare. Atunci când lași mâncarea afară să se răcească, să nu-i pui un capac, ci îi pui așa, e ca o prelată, nu știu cum să vă explic, și merge și la picnic. Uitați aici, nu vreau să o desfac acum, că o să o păstrez așa intactă pentru papi. El mai are ceva de genul din Japonia și era foarte încântat și tot spunea că mai are nevoie de încă o bucată. Ei bine, uite că am găsit și la Jumbo, așa că am luat. Apoi, Mira are un dosar. Ce scrie? Stop wishing, start doing. Nu e așa? Da, este un mesaj bun. Se vede că e fata mea, că și ea e cu mesajele și eu sunt cu mesajele motivaționale.
E aceeași culoare. Exact. Că am făcut garderobă. Ai făcut garderobă de culori. Această, undeva unde spui fișele. Da, da, asta e pentru mine. Da, asta e pentru tine, zic. Da, da, believe eu am luat-o... in yourself. Tot. Da, mi-am luat și eu cu believe in yourself, dar eu am luat pentru contabilitate și pentru bonuri și alte nebunii de organizare. Ce nu-mi place mie. Asta și are e... și mie era un plic. Ce scrie? Stai, că nu zic. Enjoy the little things și asta tot din garderobă e culorile astea. Da. Apoi. O cadea să... Cum se zice? Un burete, un sponge. Un burete. Nu întrebați. Ne-a plăcut nouă că e așa drăguț și are partea asta tare și face așa. Se spelte. Să știi că nu prea te vezi. Vino un pic mai în spate că tu ești acolo băgată toată în pungă, dar nu te vezi. Așa, eu. Tu. Astea sunt niște ștampile, trebuie să pictezi acolo și după aceea se ștampilează. Da, sunt niște ștampile pentru pictat. Apoi asta aveam... e rola mea de școală pentru dimineață, pentru snack-uri. Da, pentru snack-uri punem aici niște afine. No, nu, nu afine. Vrei afine, dar ce punem? Mere. Mere, o, da, mere cu biscuiței. Uite, o idee bună. Vezi? Da, ai gândit tu foarte bine. Asta... I-a plăcut că e împărțită în trei și putem să-i dar punem așa să faci... mai multe snack-uri. Dar poți să faci și așa pentru acasă. Ah, casserolă da. De așa, mâncați pentru seară sau ceva. A, vrei să o folosești acasă? Acum Gabby Cat e... serialul momentului. E pe Netflix, am văzut toate episoadele. Eu văzut toate episoadele că a apărut un două sezoane noi, cred. Și eu nu le-am văzut cu tine? Am rămas în urmă, o să mă uit. Că tu te-ai mai uit și de două ori și de trei ori. Uita. Pentru școală, da? Accesorii pentru păr. O sticluță pentru școală, scrie Always Dreaming. Da, și așa. Pentru apă sau suc de mere. Sau suc de mere. Sau ce ții tu la școală. Da. Niște șervețele cu unicorn, tot din garderobă. Și tot pentru școală, ca să avem șervețele mereu în ghiozdan. Un Pix Queen. E creion. Creion Queen sau King. Toate nebunile le-am luat. Astea să le prindem de păr. Da, niște clipsuri în acestea pentru păr cu unicorn. Pitește față, că nu se focusează. Așa, niște clipsuri cu unicorn. Sper să-ți stea în păr, că-s destul de mari și tu ai părul moale și cam alunecă. Da, vedem, testăm dacă nu le-ai purta eu. Nu. Nu? Eu am garderobă. Niște creioane grafice. Da. Tot din garderobă. Am păstrat culorile. Un creion. Creion, tot din garderobă. Tot așa pufos. Face Mira colecție de creioane pufoase. Dar astea sunt creioanele bune. Mă gândeam că poate am putea pune puful ăsta la creioanele astea, că ăsta nu știu cât e de bun, sincer. Noi am luat creioane, că nu v-am arătat, B, că sunt un pic mai cremoase decât cele HB. Aici scrie B. Pum. Și ăsta este niște... Șervețele umede, tot așa să le ai bun. Șervețele umede, girls can do anything. Vedeți ce v-am zis eu, că Mira se uită la mesaje. Și pe acestea o să le ai bun ghiozdan. E bine să aibă șervețele umede la ea, că nu se știe când are nevoie. Asta e foarte cool pentru că ai o parte unde poți să ștergi stilou și o parte care poți să ștergi creionul. De la pelican, așa avea și papi când era mic. Așa a zis. Noi n-am avut, adică eu n-am avut. Asta, ghiciți ce este? O jucărie. Nu, nu spune. Faci baloane. Deci... Nu spune. Deci, să ne spuneți pe comentarii ce este ăsta. Hai să vedem. Și trebuie să opriți filmulețul și să scrieți înainte să zicem noi. Așa, da? Ați înțeles, da? Deci în 1, 2, 3, acum zic. Este un... niște... nu vin cuvintele. Niște... Marcăre? Marcăre. Uite așa. Opa. Așa, vedeți? Așa. Așa. Și avem cu octi. Da, acum se... e destul de greu să-l desfaci, să-l pui. Cred că trebuie folosit un pic mai mult.
Nu Da. folosește Mira foarte mult marcăre, dar ne-am gândit Ba că da. dacă nu-i pentru școală, măcar acasă. Da. Îl punem așa pe birou și îmi place că stă și în picioare. Bine, acum nu știu dacă vedeți, trebuie să-l pun undeva aici. A, nu stă în picioare, am crezut că stă în picioare. Stă în Ba picioare. da, stă în picioare. Unde e? A, nici măcar nu se vede pe camera. Aici se vede pe Pun, cameră, da, uite. pune-l aici. A, vrei să-l punem așa? Ce drăguț, se potrivește perfect, Da, vezi? vezi că ți-am zis că am făcut garderobă. Oh, Da. garderobă. Și gata. Și gata. Încă nu-i gata pentru că avem încă o pungă, dar nu de la jumbo. No, aici sunt chestii de bază. Când am fost la Dar vreau Oșan, să le arătăm. da, păi trecem repede prin ele. Când am fost la Oșan, am găsit dress și șosete. Teoretic, asta e tot ce avem de aici. Niște Tank tops. A, și uite, aici era lista noastră, că am căutat-o, o pierdusem la un moment dat și nu știam ce am făcut cu ea și unde am băgat-o. Ok, hai să trecem să le arăți de la Zara mai bine, că acolo ai găsit tu ce era top de top. Ah, Oh, unde e Zara? în spatele tău. H&M. H&M și aici avem tot așa de bază. Eu mă bucur că i-am găsit dresuri, pentru că la Cluj, mărimea ei este tot timpul sold out. Și la Zara și la H&M și am zis să nu dau o comandă doar de dresuri și acum am luat să fie, am luat așa două seturi de la H&M plus seturile pe care le-am găsit la Auchan, chiar avem. Doar că n-am luat tricou pentru tenis. Da, tricou avem, tricoul de sport de la școală. A, da. Și am luat niște pantaloni negri Niște... pentru orele de sport și niște tank tops, așa Niște niște maiuri. topuri pe care le punem pe Maiuri. pentru a ține de cald și atât de la H&M Au, și la Zara. Și Zara eu arăt. Ok, hai să-ți dau microfonul mai bine, să te auzi mai bine. Așa. Deci, aici avem un tricou. E tricou sau e bluză? E bluză, da, o bluză. O bluză cu Nevermore și cu Wednesday. Și să vă spun ce-i pe spate. E Wednesday, Nevermore Academy. Așa scrie? Da. Da. Wow, sper să fie Și eticheta e ok. Wednesday. Stai. Au acum o colaborare la Zara cu Wednesday și au o mini colecție pentru copii. La adulți n-am apucat să mă uit, dar Mira era în extaz. Asta cu, stai un pic, tot cu Wednesday, așa, vedeți? Atunci când făcea riddle-ul ăla, Dansul? nu, riddle-ul, the Ah, riddle. ok. Și am și guler. Fancy Smashy. Și acum, tot de la Jumbo, că am uitat să arătăm ceva, și tot din garderobă, este pentru mâncare. Vă arăt. O Deci. gentuță pentru a ține mâncarea caldă. Și grece. Sau rece, da. Puneți așa. Aici. Și mai puteți pune, mai putem sau puteți pune și aici. Aici poți să pui cânt sau ceva. Nu, cred că aici poți să pui bento. Da, și aici pui cana și tot ce Da. trebuie. Aici sus poți să pui sticluța. Și aici? Și aici e ca să prinzi de ghiozdan. Vezi? La ce tare! Dar nu știu cum. Gata. Așa. Și atâta este holul. S-a încheiat acum. Recuperez microfonul. Da, astea au fost cumpărăturile noastre de astăzi. Acum o să mergem să facem băiță. Eu le aranjez prima dată. A, da, hai să le aranjăm, că e un pic haos. Ne-am Da. îngropat în Adică să produse. le punem toate creioanele în borcanul ăla și tot. Da, trebuie să le pregătim să le luăm la Cluj, că nu le lăsăm Da, aici. Le până punem într-o pungă vine... pe toate. Până Nu. vine papi, vrei să le folosești? Da. Ok. Și vreau să pun în penarul ăla nou. Ok, ați înțeles care este planul. Și penarul încă nu e aici, că ți-l arătam. Vi-l arătam. Ok, haide să facem băiță, Și să sticlele. strângem puțin și să ne punem la somn, la citit, la comandat, să Ce să vedem ce... Păi comandăm? trebuie să-ți comand ce trebuie pentru școală și de la H&M și de la Zara. La Zara văzusem niște pantofiori foarte drăguți, dar din păcate nu i-am găsit în magazin și online nu știu sigur dacă au mărimea Mirei. Acum știu că e mărimea 30. Nu eram sigură dacă la pantofi e 31 sau 30, pentru că la sneaker și e 31.
Da, am făcut bine că nu i-am comandat. I-aș fi comandat 31 și la balerin se pare că e o mărime mai mică. Da, așa sunt și eu. La pantofi sunt 34 și jumătate, 35. Și tu ești 36 în general. 36 sunt la sneakers, dar sunt un pic mari. Dar sunt ok cu 36. Ok, noi ne auzim În mâine, nu mâine. data viitoare. Mâine. Mâine, continuăm cu vlogul. Bună dimineața de la cafeluță! Bine, recunosc că sunt la a doua cafea deja. Și noi suntem aici pe recapitulare, pentru că în fiecare zi învățătoarea Mirei ne trimite fișa care se lucrează la clasă, astfel încât să putem să lucrăm și noi acasă și să nu rămânem deloc în urmă. Bine că v-am zis că momentan sunt pe recapitulări. O să terminăm super repede și apoi mergem în parc. Așa am zis că o să încercăm să mergem în parc în prima parte a zilei, pentru că seara e foarte aglomerat și nu putem să ne dăm un nimic. Gata cu prima serie de teme. Acum mergem până în parc, așa înainte de prânz. Și după ce mâncăm de prânz, continuăm cu temele. Am făcut o fișă, mai avem încă o fișă rămasă. Două fișe am făcut. Nu, era aceeași fișă, doar că era împărțită în două. Că au făcut ei o parte în clasă și cea mai rămasă au făcut acasă. Și noi a trebuit să le facem pe amândouă, dar teoretic era doar o fișă. Și acum mai avem încă o fișă care era tot așa temă pentru acasă. Mi-a fugit Mira. Am ținut neapărat să venim în parc acum ceva mai devreme ca să-l prindem gol. Ca aseară când am venit era foarte aglomerat. Și soarele bate destul de tare, dar nu mai are așa putere și intensitate cum avea în vară. Gata, deja avem primele semne ale toamnei. Eu sunt fericită că a venit toamna, sincer. Tu așa și așa? Ai fi vrut să stai mai mult la mare, nu? Dar putem să mergem undeva unde e vară, când aici e iarnă. Nu ne mutăm, doar mergem în vacanță. Undeva unde e vară, când aici e iarnă și fugim de frig și ne bucurăm de soare. Ce, o să-ți fie dor de Moș Crăciun? Păi îl prindem pe Moș Crăciun aici, la rece. Adevărul e că fiecare sezon are farmecul lui. Opa! Eu sunt fericită că o să prindem omigii în Japonia. Mă pun să fac rapid niște paste cu pui, am ceva sos cu busuioc și o să mă folosesc de el și o să mai pun extra ceapă și bineînțeles pui. Am pus-o pe Mira să aleagă ce vrea să mănânce astăzi și a zis paste, că n-ai mai făcut de mult paste. Adevărul e că de când am ajuns la Vălen nu prea am mai gătit, mama a gătit mai mult și eu când am făcut ceva am făcut cât o mâncărică japoneză, câte ceva din ce știți că eu fac de obicei acasă și am zis să împărtășesc și cu ai mei rețetele pe care eu le fac la Cluj, pe care eu le fac la noi acasă. Și astăzi Mira a zis, mami, nu mai vreau nimic japonez, vreau paste. Așa că facem paste. Italian. Da, mergem pe o rețetă, nu știu cât e. Buongiorno. Buongiorno, da, nu știu cât e ea de italiană făcută de mine, dar pastele, da, sunt italiene. Hai că m-a sunat Taiga și am vorbit cu el o grămadă, nici măcar nu mai știu ce spuneam aici, dar a născut Mia, are o fetiță superbă, măricică, 3 kg și 800 de grame, chiar mare. Mira a avut 3 kg și 600 de grame și mama îmi spunea că eu am avut ceva gen 2 kg 600 când m-am născut. Mira oricum a fost mare,
pentru o fetiță și acum Lea e și mai mare. Și da, așa o cheamă pe cea mică, Lea, chiar e o coincidență, pentru că eu sunt Ea, cea mică e Lea, Mia e Mia și Mira e Mira. Chiar ne asemănăm aici la nume, dar așa am simțit eu cu Mira. Așa am simțit, nu a fost o chestie că îi pune Mira cu oare pe mătușa Mia și ei așa au simțit. Și acum chiar ar fi cazul să mă pun pe gătit, sunt toată un zâmbet pentru că este o veste minunată și am stat așa ca pe pioneze, așteptam să văd ce se întâmplă, să aud că e totul bine și a picat la fix. Și ne punem pe gătit. Eu eram un pic bosunflată pentru că aveam de primit niște comenzi la Easybox și numai bine că acum am primit mesaj că nu o să mai primesc coletele astea astăzi și n-am idee să spun că nu taie cuțitul ăsta. N-am idee să vă spun când o să le primesc și chiar aveam de gând să îmi împrospătez culoarea părului, dar aia e. Trebuie neapărat să iau niște cuțite mamei mele. Pentru că cu astea mici nu tai deloc bine legumele. Am nevoie de niște cuțite mari pentru legume. Și care sunt mari aici în casă, nu sunt bune. Nu taie deloc. O să iau un set. Ca să rezolvăm. Mira s-a pus aici pe colorat. Pe făcut un joc pentru păpuși. Face școala. Se joacă de-a școala. Dacă ea n-a ajuns la școală, atunci se joacă de-a școala cu păpușile. Și astăzi avem și Digital Divas, o să meargă Mădălina în locul meu, pentru că eu n-am ajuns la București și am rugat-o pe ea să meargă, să vadă ce se întâmplă acolo, în caz că o să fie vreun premiu de ridicat și pe acolo și pe dincolo, nu știu să vă zic ce o să fie, cum o să fie, vedem, așteptăm, ne uităm și noi la live când o să fie. Pastele mele încropite au ieșit foarte bune, cu toate că au fost făcute pe repede înainte, dar nu aveam cum să dau greș fără acel sos cu busuioc de care vă spuneam mai devreme. E un sos pentru paste pe care îl găsești peste tot. Eu cred că l-am luat din Lidl sau din Carrefour, nici nu mai știu, dar oricum peste tot găsim sosuri de genul și apoi am mai adăugat niște ceapă, puiul și aia a fost tot. Un pic de sare, un pic de piper după gust. Pentru porția mea am pus și niște chili, dar asta așa separat. Și pentru Mira am făcut mai nesărat și un pic mai dulceag. Ea preferă sosurile mai dulci. Și acum am ieșit în curte pentru că, surprinzător, m-a sunat domnul de la curier. Am un colet pentru dumneavoastră. Chiar nu mă așteptam să primesc nimic astăzi, în afară de produsele mele de la Easybox, care nu cred că mai vin. Și mi-a zis, păi, am un colet pentru dumneavoastră cu ceva cărți. Și zic, super, minunat, mi-au ajuns cărțile. Eu aseară am plasat mai multe comenzi. Mi-am luat produse pentru păr, mi-am luat aceste cărți. Am mai cumpărat una alta pentru Mira, pentru școală și la acest colet chiar am avut emoții pentru că am pus comanda pe Voleni, dar mi-era că nu o să ajungă până plecăm noi de aici. Noi mai avem de stat fix 2 zile, încă un pic și gata, ne întoarcem la Cluj. Au fost câteva săptămâni foarte relaxante, dar acum pe final recunosc că aștept cu nerăbdare să mă întorc acasă la noi, pentru că simt că nu sunt la fel de productivă aici. Da, am citit în fiecare zi, dar sportul nu mi l-am făcut, agenda nu mi-am actualizat-o, bine că pe vară nici nu mi-am ținut o agenda, că am avut mult mai puține lucruri de făcut, am fost la mare și după aia am stat aici la Vălen și am intrat așa într-o gaură a relaxării și să știți că prea multă relaxare nu face bine, pentru că ajungi să te simți
inutil și neproductiv. Cel puțin în punctul ăsta sunt eu acum și de aceea vreau să mă întorc la Cluj pentru a-mi pune totul în ordine și pentru a-mi întoarce la programul meu. Nu știu de ce, cred că vă mai spuneam și în vlogurile anterioare, atunci când sunt la Văleni, mă simt din nou copil și de aceea parcă n-am nicio tragere de inimă să fac nimic. Nimic, dar nimic n-aș face. Noroc cu Mira, că m-am mai scos din casă, am mai ieșit în parc, ne-am mai jucat cu Lucky și am mai citit împreună și am mai făcut una alta. Și acum, hai să ne băgăm nasul în cărți. Am comandat foarte multe cărți. Unele nici nu știu exact despre ce e vorba acolo, dar le-am luat pentru că voi mi le-ați recomandat. Și începem cu această duologie. Sper că e o duologie, că nu m-am interesat. Recunosc că asta e o serie pe care am văzut-o pe social media. Nu mai știu exact la cine am văzut-o, la cineva pe TikTok. Cred că la Lorena Servan sau... Oricum, așa am aflat de această serie și eu am mai citit niște serii de la L. Kennedy. Am citit Off Campus și am început Breyer, nu știu exact cum se pronunță, You, care nu mi-a plăcut și am lăsat seria aia după prima carte. Și acum am zis, hai că iau pachetul cu ambele cărți pentru că erau la un preț mai bun și L. Kennedy de obicei scrie așa niște romane mai pentru adolescenți, pentru young adult, acțiunea se petrece în liceu, sunt niște cărți ușor de citit și avem tot felul de drame din acelea liceene. Mie îmi plac genul ăsta de cărți, dar știu că nu sunt pentru toată lumea. Și avem Intrusul plus Rebela. Nu știu exact să vă spun prea multe, nu știu unde se petrece acțiunea și ce se întâmplă aici, dar după ce le voi citi, o să mă întorc la ele și o să vă spun mai multe și dacă nu spun aici mai multe, cu siguranță o să le vedeți la mine pe Goodreads, acolo dau review-uri. Nu scriu de multe ori, pentru că, nu știu, nu prea stau să scriu pe Goodreads, dar vedeți acolo câte stele le-am oferit și dacă merită citite. Dacă le dau 4-5 stele, înseamnă că sunt niște cărți pe care le-am citit cu drag. Dacă au sub 4 stele, înseamnă că sunt niște cărți pe care nu le recomand. Apoi, o carte pe care voi mi-ați recomandat-o e de fantasy, dacă nu mă înșel, Surorile Hallow, și o carte foarte subțirică, are 260-70 de pagini. Cred că se citește și ușor. Am luat-o, zici că am luat-o cu ochii închiși. Voi mi-ați recomandat-o aici pe YouTube. Eu am pus-o pe lista mea de Goodreads. Am găsit-o la cei de la Bookzone. Am pus-o în coș și am luat-o. O să vedem după ce o citesc. Apoi, o carte pe care o aveam pe listă de foarte mult timp, în locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Poți să împiedici o crimă după ce s-a întâmplat. Uite, o întrebare foarte bună. Și este scrisă de Gillian McAllister. Eu am tot văzut cartea asta prin librării. Și la momentul respectiv am căutat mai multe informații despre ea. Mi s-a părut interesantă și am pus-o pe lista mea de cărți pe care aș vrea să le citesc în viitorul apropiat. Dar uite cum am tot învârtit, am tot citit cărți, dar asta n-a ajuns în mâinile mele până astăzi. Gillian McAllister scrie pe partea asta de mystery, thriller, cărți polițiste și din nou am avut un pachet, cred că am luat ambele cărți cu 50 de lei și am văzut că și asta are review-uri bune, dar nu era pe lista mea, dar am zis hai totuși să o iau pentru că prea e lăudat acest autor. Și avem Noaptea în care totul s-a schimbat, nu știu exact despre ce e, un thriller pe care nu-l poți lăsa din mână și care te provoacă să te întrebi eu ce aș face? Uite că deja sună interesant. Pe astea cred că le citesc un pic mai târziu, după ce termin seria mea cu adolescenți. Iar acum avem, cred că în principiu, cărți de fantasy. Am luat o trilogie, o trilogie care s-a regăsit în multe comentarii de la voi. Sper să-mi placă, pentru că eu am citit o singură serie de fantasy și nu știu 100% dacă și seria asta o să fie pentru mine, dar acum că am luat-o, o să o citesc. Plus că la fel am văzut că are review-uri bune și mă gândesc că dacă mi-a plăcut seria despre care vă povesteam în vlogurile anterioare, atunci mai mult ca sigur o să-mi placă și această serie. Se numește Caraval, dar spre rușinea mea, din nou nu știu să vă spun despre ce e vorba în aceste cărți. Știu doar că sunt niște cărți de fantasy și uite, avem feric și misterios.
Caravalul lui Stephanie Garber este o poveste bogată în detalii, somptuoase și frumos scrisă. Mulțumim pentru acest comentariu, dar nu ne spuneți prea multe. Avem nevoie de mai multe informații. Uite, o poveste fascinantă despre frăție, dragoste și trădare. Asemenea personajelor ei, m-am pierdut într-o lume periculoasă, feric creată, din care nu am vrut să mai ies. O să o citesc și ne întoarcem la ea cu mai multe comentarii. Asta așa ca o mică... Opa, nu, îmi vor cădea cărțile. Nu, totul e în regulă. Apoi, o altă recomandare de la voi, duologia scrisă de Adrian Young. Avem Fable și Moștenirea, dați mă încă nasă, mă bucur să iau bătaie, și recunosc că m-au cucerit coperțile. Avem așa, jumătate de față cu o altă jumătate de față și momentul în care le apropiem, facem fața completă. Mi se pare o idee genială și sunt niște coperți foarte frumoase, foarte estetice, tot pe fantasy. Tot așa, nu prea știu despre ce e vorba aici, deci bravo ea, dar m-am bazat pe recomandările voastre și pe review-urile de pe Goodreads. Am văzut că au peste 4 stele pe Goodreads, atunci am zis gata, direct în coș. Și când am văzut și aceste coperți minunate, am fost convinsă, instant. Sunt pe fantasy, acum pe toamnă eu o să intru așa pe tărâmuri magice. Și ultima carte, dar nu cea din urmă. Adio New Orleans este o carte pe care eu o am pe lista mea de Goodreads și de data asta am zis hai să-i dau o șansă dacă tot am găsit-o pe site. Cum am plasat această comandă? Ei bine, am intrat pe Goodreads, am văzut care sunt cărțile mele favorite și apoi am căutat acele cărți pe site-ul de pe care am luat aceste cărți și ce am găsit am cam pus în coș și cele pe care le-am considerat eu o prioritate au ajuns la mine. Și după ce o să le citesc, o să vorbim mai multe despre fiecare în parte. Romanul ăsta cred că e un roman de dragoste și acțiunea se petrece în 1950 în orașul New Orleans. E așa cumva un roman de dragoste, dar care pune accent și pe problemele sociale și politice din acea perioadă. O să vorbim mai multe la fel ca și la celelalte, după ce voi termina această carte. Da, mi-am dat de lucru, în seara asta mă apuc de treabă, doar ce am citit cartea principală a lunii septembrie din Book Club-ul Room 551, stați că mi-are nevoie de ajutor, și mai am cartea secundară pe care am comandat-o de pe eMAG și sper să ajungă la Easybox până plec de aici, dacă nu o să trebuiască să anulez comanda și să recomand pe Cluj, dar eu sunt optimistă că toate lucrurile se vor așeza și totul o să fie bine și o să plec cu tot ce am comandat acasă la Cluj. Astăzi aș vrea să stau să-mi fac și unghiile, pentru că zici că sunt muma pădurii, nu mi-am mai făcut unghiile de când m-am întors de la mare, ceea ce e ceva grav. Și eu când sunt agitată, stresată, îmi rod unghiile și acum sunt ceva rău, le țin așa la spate, nu mă uit la ele, căci că dacă te uiți la ele o să te ceri cu cineva, nu? Parcă așa îmi zicea mama. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Uite că s-a și întunecat, sper să nu plouă. Și cu vloguri constante, după ce ne întoarcem la Cluj, ne redresăm, să zic așa, și intrăm într-un program normal cu toate. V-am pupăcit! Pa!